Șoferul care săptămâna trecută a lovit mortal un bărbat în sectorul Botanica din Chișinău era în stare avansată de ebrietate. Rezultatele probelor biologice au arătat că acesta avea o concentrație de alcool în sânge de 1,85 promile grame pe litru, ceea ce înseamnă o depășire de 6 ore a limitei admise. Accidentul a avut loc în 4 septembrie pe bulevardul Dacia. În urma impactului, pietonul de 76 de ani a decedat pe loc, iar automobilul s-a răsturnat. Conducătorul auto a ieșit singur din Mașina grav avariată și-a încercat să fugă, dar a fost reținut de polițiști. El a refuzat să treacă testul alcool-scopic. În acest caz, a fost pornit un proces penal.